ziua, doamnelor și domnilor! Iată care sunt principalele evenimente. Restricțiile ar putea fi ridicate treptat în România. De când ar urma să se întâmple acest lucru, aflați în jurnal. Localnicii dintr-un sat din Brăila au cerut ajutorul autorităților din cauza unei fantome. Și Valentin Dinu ne povestește despre succesul său în lumea muzicii. Primăvara se anunță cu vești bune din partea autorităților. Restricțiile ar putea fi ridicate treptat dacă numărul de cazuri de COVID-19 își va menține tendința de scădere, așa cum s-a întâmplat în această săptămână. Potrivit mai marilor din domeniul sănătății, din martie este posibil să putem renunța la mască și la certificatul verde. Avem o tendință de descreștere, cel puțin la rata de pozitivare putem vorbi de un platou acum. Cifrele scad, cu excepția secțiilor de ATI, unde continuă o ușoară creștere. Tendința este să se reducă, cum am zis, major măsurile care există, limitările de acces în unele zone, toate aceste aspecte. Dar, din nou, asta se va decide de către comitet pe baza recomandărilor și analizelor care vor fi pe evoluție. Este posibil ca doar în câteva săptămâni să ajungem la o rată de incidență 1, similară celei de la jumătatea lunii decembrie, și să avem relaxări considerabile în țară, renunțarea la certificatul digital, posibil chiar ridicarea stării de alertă. Obligativitatea purtării măștii de protecție în interior va fi însă printre ultimele restricții care vor fi eliminate de autorități. Secretarul de stat Raed Arafat precizează că decizia despre relaxarea restricțiilor depinde de evoluția numărului de îmbolnăviri de COVID-19 și de impactul pe secțiile de ATI. Între timp, interesul românilor pentru vaccinare rămâne scăzut. Din acest motiv, în ultima săptămână, peste 300 de centre de vaccinare au administrat mai puțin de 10 doze zilnic. 171 își vor încheia activitatea în perioada următoare. De asemenea, parte din celelalte centre vor fi probabil transformate în centre de testare, acolo unde permite circuitul și accesibilitatea pentru pacienți, mai ales în mediul rural. O parte din centre vor funcționa în format hibrid, în sensul în care va exista atât activitate de vaccinare cât și activitate de testare. Peste 8 milioane de români au primit cel puțin prima doză dintr-un vaccin, ceea ce înseamnă la nivel general 42% din populație. Cu doza booster sunt imunizați aproximativ 2,5 milioane de români. Dominanța la nivel național este tulpina Omicron, care provoacă însă îmbolnăviri mai ușoare. În momentul de față, tulpina Omicron este cea dominantă. Persistă și cazuri cu Delta, dar sperăm că perioada următoare vor pierde teren în distribuția cazurilor de SARS-CoV-2. Virusul nu va dispărea, dar vom conviețui, mai ales dacă rămâne predominantă variantă Omicron, care este mai contagioasă, dar este cu o virulență mai scăzută. Și ministrul sănătății Alexandru Rafila a anunțat că din martie este posibil să putem renunța la restricții, inclusiv la mască și la certificatul verde, însă numai dacă numărul de noi îmbolnăviri rămâne descrescător. Discuții în acest sens vor fi purtate la nivelul guvernului după 15 februarie. Un somn odihnitor înseamnă nopți liniștite și dimineți frumoase. Pentru acest lucru trebuie să ne alegem cu grijă perna și salteaua. În plus, contează și poziția corpului în timp ce dormim. Poziția în care dormim este foarte importantă pentru sănătatea coloanei vertebrale, a încheieturilor, dar și a mușchilor. Știm deja că somnul, odihna în general, are un aport important în ceea ce înseamnă buna funcționare a organismului, dar trebuie să știm că avem nevoie de un somn de calitate, iar aici contează ce poziție avem în timp ce dormim. Prima poziție și cea mai sănătoasă este de a dormi pe spate, în așa fel încât să păstrăm gâtul, capul și corpul la același nivel, picioarele întinse, să nu fie încrucișate unul peste celălalt. Specialistul ortoped ne recomandă să mergem în magazinele de profil unde putem testa salteaua și perna pe care vom dormi și să le alegem astfel încât gâtul și coloana vertebrală să rămână drepte. Acum pernele pot avea în compoziția lor materiale naturale precum aceasta. Aceasta este din spumă de nalbă, este foarte relaxantă și reconfortantă. Persoanele care au probleme cu spatele sau care preferă să doarmă pe spate au nevoie de o pernă înaltă, de o duritate medie și cu formă anatomică și de o saltea specială care menține coloana în poziția naturală curbată. Această saltea este o saltea specială, este o saltea cu plăci patentate, cu o tehnologie nouă. Acestea sunt niște plăci numite stretch, sunt niște secțiuni oblice, aici se vede un pic mai bine, sunt niște secțiuni oblice care prin presiunea corporală
ele se mișcă în direcții diferite și ajută la detensionarea spatelui. Ideal ar fi să avem o pernă cu o formă anatomică pentru persoanele care preferă să doarmă pe o parte sau pe spate. Așa cum se vede, forma aceasta ondulată este foarte bună pentru spațiul dintre cap și umeri. Acesta detensionează la fel gâtul. În schimb, cuplurile care au preferințe diferite de somn se pot bucura de o saltea care se poate roti în funcție de ceea ce își dorește fiecare partener. Avem o saltea care vine în ajutorul celor doi parteneri care au preferințe diferite de somn. Aici avem nucleul saltelei care este împărțit în două jumătăți. Fiecare jumătate are câte o fermitate diferită pe fiecare parte. Rezultatele mai multor studii despre somn au arătat că o treime din viață o petrecem dormind. De aceea, alegerea unei saltele și implicit a unei perne potrivite este importantă pentru sănătate. Mai multe apeluri neobișnuite venite dintr-o localitate din județul Brăila i-au pus în dificultate pe dispecerii de la 112. Cei care le cereau ajutorul pretindeau că sunt terorizați de o fantomă. Părea o farsă până când autoritățile au descoperit că disperarea oamenilor este reală. Ceva sau cineva îi atacă cu pietre și bănuiesc că făptașul n-ar fi din această lume. Ne aflăm în Bertești de Jos, o localitate ca toate celelalte unde nimic nu părea să se întâmple. Până de curând, când localnicii s-au pomenit protagoniști într-un film de groază. De mai bine de o săptămână, cineva îi terorizează. Fantomă, un om înalt, mai înalt un pic la mine, mai slăbuț, viteză nelimitată, nu poți să... N-ai să vezi viteză, niciodată nu poți să vezi viteză, n-am văzut așa ceva. 40 ninja am fugit după el, e 40, am luat așa unii odată și unul în partea aia. Nimic, nu poți să-l prinzi. Până să se ia la întrecere cu bărbații în putere, așa zisa fantomă a apărut la marginea satului unde stau femeile tinere. Câteva nopți la rând le-a speriat câinii și nu le-a lăsat să doarmă. Eu nu știu ce să cred. Orică este vă grumul proastă, orică chiar ceva este. Așa zice soacră mea că ar fi dormit în casă. Cine a dormit în casă? Fantoma! Unii au glumit și au spus că poate vreun amant rătăcit n-a mai găsit drumul spre casă. Am auzit, aruncum cu petroaie. De aici vine petroaiele. De aici, pe casă la băiatul ăla acolo, pe casă la ei, după aia, aici la băbuța asta. Patru seri la rând s-a întâmplat. Ei zice că au văzut ceva pe telefon, are filmat băieții ăștia pe telefon, să vede așa un fel de doi ochi strălucitori. Aceasta este fotografia care i-a speriat până și pe sceptici, convinși că au de-a face cu un strigoi. Unii au sunat la 112, alții au făcut sesizări la postul de poliție din comună. Primarul a încercat să aducă dovezi, dar deocamdată n-a găsit nici el. Am 20 de camere de supraveghere care supraveghează toate intrările în localități și toate intersecțiile. Da? Deci nimeni nu poate să intri în sat sau să iasă fără să fie văzut. Am verificat camerele toate de supraveghere, am verificat și toate mașinile care au fost în zonă, efectiv n-a fost identificat nimic. Polițiștii n-au identificat deocamdată făptașul, dar spun că vor continua cercetările. Dacă se va dovedi că e vorba de o farsă, glumețul s-ar putea alege cu o amendă usturătoare. Luni este ziua îndrăgostiților, iar vedetele se pregătesc intens pentru această sărbătoare frumoasă. Vor să-și declare iubirea într-un mod special în fața partenerului. Cum au fost cucerite la prima întâlnire, dar și cum au fost cerute în căsătorie, aflați din materialul următor. Oana Lis este foarte emoționată când vorbește despre momentul când Viorel Lis a cucerit-o. În primul rând era un bărbat puternic, cu simțul umorului, mi-a oferit siguranța pe care eu n-am avut-o în viață. Eram prieteni, vorbeam de orice, mi-a plăcut că m-a tratat ca un de la egal la egal, deși era diferența și de profesie și de vârstă. Îmbrăcată într-o rochie scurtă, provocatoare, de culoare mov, Sonia Trifan a povestit cum a fost cerută în căsătorie de soțul ei, Andrei, la Paris, în orașul iubirii. A scos așa din pelerină două pahare de șampanie, jos la turnul Eiffel și inelul și acolo m-a cerut în căsătorie. Sonia și Andrei sunt de părere că nu doar de ziua îndrăgostiților trebuie să-și declare iubirea, ci în fiecare zi. Noi tot timpul ne spunem aceste lucruri. Anes este împreună cu partenerul ei de viață de mai bine de 20 de ani, iar dragostea lor este nemuritoare. S-a întâmplat la trei luni după relație, trei luni, eram în mașină și împărțeam o ciocolată. Și eu mâncam ciocolată, el lucra la ceva din staniol, știi?
Și mi-a creat un inel drăguț, da. Și asta a fost prima cerere de căsătorie. Și muzicianul Ovidiu Lipan Țăndărică ne-a dezvăluit în exclusivitate ce înseamnă dragostea pentru el. Iubire, iubire și încă o dată iubire, speranță, pentru că asta este foarte important, să te apropii de divinitate și să lăsați lucrurile să decurgă firesc. Firescul este extraordinar de important în viața fiecăruia, că dacă nu, se poate să te cuplezi cu persoana care n-ai fi vrut să te cuplezi niciodată în viața ta. Artistul ne-a dat un exemplu despre cum și-ar exprima el iubirea în fața unei femei. Draga mea, am venit cu un trandafir să-mi exprim iubirea și tot sentimentul ăsta plăcut care l-am avut pentru tine și tu pentru mine și toată dragostea care ne-am împărtășit-o. Și aici ai un buchet mare de flori de primăvară. Și dacă aș mi-a avut încă mâini, aș mi-a fi adus încă câteva buchete de flori. A sosit momentul rubricii de modă. Alături de mine în studio se află deja Gabriela Ghizel. Bună, Gabi, ce ai pregătit pentru astăzi? Bună, Simona, bun găsit tuturor! Pentru că nu mai e mult și vine ziua îndrăgostiților, m-am gândit să vă dau câteva idei de ținute romantice. Începe rubrica Tu dai moda! Bate Valentine's Day la ușă, se presupune că ieșim cu soții, cu iubiții, poate la un restaurant să reaprindem flacăra iubirii, dar spune-mi, Andreea, ne îmbrăcăm pentru ei de Valentine's Day? O întrebare controversată. În opinia mea și a multor femei, femei pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului, aș zice că e un mix între a ne face și nouă pe plac, dar și lor. E roșul culoarea pasiunii cu adevărat? Putem să ne punem într-o lumină în fața lui în care nu ne-am mai văzut niciodată dacă apărăm într-o rochie roșie? Roșu e o culoare puternică, cu siguranță, și lucru bun este că există nuanțe de roșu pentru colorația naturală a fiecărei femei în parte. Deci putem găsi un roșu și pentru noi, un roșu în care să ne simțim confortabil, dar trebuie să avem grijă tocmai la această putere, această vibrație a nuanței de roșu. Pentru că trebuie să ne simțim confortabil în cele din urmă. Asta, sigur, e o ținută foarte romantică, foarte luxoasă, cu care aș merge la o cină. Spune-mi dacă o putem încadra în categoria sexy. Eu zic că da, mai ales că topul acesta are și umeri goi. Și umerii sunt o parte care e poate prea puțin dezgolită, de fapt, în ținute. Și sunt atât de sexy și senzual și feminin, dar nu vulgar. Ultima noastră ținută pentru un Valentine's mai confortabil, aș zice. Poate mergem la munte undeva, nu? Exact, exact. Și ca să nu fim, nu știu, într-o ținută sport, de preferat este să luăm o rochie dintr-un material confortabil. Te-am întrebat la ținuta anterioară ce este sexy. Acum vreau să-mi spui ce nu e deloc sexy și ce nu ar trebui să facem dacă mergem la o întâlnire. Păi, în primul rând, aș spune că ar trebui să nu încercăm să dezgolim prea mult. Decât un decolteu adânc, să mergem mai degrabă pe o gleznă goală sau pe un umăr gol? Eu așa propun. Sau decât un decolteu adânc, mai degrabă un spate gol. Aș zice că ar trebui să ne concentrăm, nu știu, pe una, două zone pe care să le evidențiem, nu neapărat să le arătăm, și aș zice eu că e suficient. Atât pentru astăzi, sper că v-am fost de folos și vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră cu o nouă ediție a rubricii Tu dai moda!
Luna aceasta, opera comică pentru copii organizează Noaptea Carnavalului. În zilele de weekend, micuții spectatori au parte de momente artistice și povești impresionante într-o atmosferă de carnaval. Pentru că se bucură de un real succes în rândul copiilor, i-am invitat alături de mine pe doamna Felicia Filip, managerul operei comice pentru copii, și pe baritonul Radu Ion. Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc pentru prezență! Bine v-am găsit! Un spectacol inedit. Este de fapt... Despre ce este vorba, spuneți-ne, ce pot copiii, la ce să se aștepte copiii și nu numai copiii, pentru că și mie îmi place, vă recunosc, și abia aștept să vin să văd. Este acea noțiune pe care noi am numit-o turul în spatele cortinei și de această dată este vorba de un asemenea tur care durează 45 de minute și în care copiii, spectatorii noștri, se întâlnesc cu personaje din spectacolele noastre și în plus se întâlnesc cu artiștii pe care îi iubesc și pe care îi recunosc de fiecare dată, indiferent că poartă mască, costum. Sunt atât de cunoscuți și copiii care vin aproape la toate spectacolele noastre recunosc atât titlul spectacolului, atât costumul, să spun, punem și artiștii care urmează să performeze. În cazul de față, colegul meu, Radu, de data aceasta nu este un personaj, el este un conducător al acestui tur. Așa este un tur muzical. Bună dimineața, în primul rând, și bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Sigur că da, este mai mult decât un spectacol, pentru că încă de la început intrăm într-o atmosferă de carnaval. Este o poveste, de fapt, care are un ritual foarte complex și foarte interesant, unde eu, în calitate de ghid, aș putea să spun, preiau un grup de copii pe care îl introduc în această poveste și parcurgem împreună mai multe momente și trecem prin tot felul de inițieri, dacă aș putea să spun lucrul acesta, unde ajungem să întâlnim artiști, colegi de-ai noștri, colegi de-ai mei, colegi de doamnei Felicia Filip, artiști care interpretează atât momente muzicale, cât vocale, cât și instrumentale, din diverse compoziții ale literaturii universale muzicale. Și bineînțeles că acest tur este interactiv. Peste tot pe unde noi ajungem, în spatele cortinei, în aceste locuri special amenajate pentru ei, ne oprim, ascultăm, povestim despre aceste întâmplări, cerem păreri, ascultăm păreri. Fiecare copil are o viziune aparte despre tot ceea ce vede în jurul lui și atunci toată povestea asta se transformă într-o plimbare interactivă unde cunoaștem, învățăm împreună, descoperim împreună și de ce nu, vă așteptăm cu drag să vedeți concret despre ce este vorba. Am putea spune că spectatorul nostru devine practic parte din spectacol, pentru că întâlnind atât de aproape și personajele, costumele, măștile... Copiii pot interacționa. Și se gândesc, și eu pot să fac lucrul acesta. În același timp există un moment în care deja ne plimbăm pe canalele Veneției și întâlnim gondolierul, întâlnim o imagine vivant, nu-i așa, cu personaje, fie că vorbim de Colombina, fie că vorbim de Arlecchino, de aceste minunate, sigur, și punem mâna, devenim artiști, se trezesc că sunt în lumina reflectoarelor, pe această turnantă ce începe să prindă viață, să se miște. Vaporașul nostru, Vaporetto, așa îl numim noi, exact. Este foarte frumos și, într-adevăr, cum doamna Felicia Filip a spus mai devreme, conceptul și ideea în sine este atât de complexă și atât de interesantă că ei nu sunt simpli spectatori la această întâmplare. Ei sunt un personaj colectiv care interacționează cu celelalte personaje participante la acest eveniment, ceea ce e absolut minunat. Cum v-a venit această idee? De unde a pornit ideea? Să știți că în colectivul nostru fiecare vine cu o idee, fie că este vorba de artiști, fie că este vorba chiar de partea de tehnică sau colegii noștri de la administrație, cu toții pot să vină cu idei și le analizăm, vedem care ar putea fi perspectiva fiecăruia și care este câștigul al nostru și mai ales al publicului. Copiii aceștia care pot să devină artiști, nu este o noutate pentru ei, pentru că în afară de spectacolele, în cele trei săli de spectacole, în afară de aceste acțiuni pe care le facem, există atelierele operei comice pentru copii. Asta urma să vă întreb. Spuneți-ne puțin despre atelierele acestea, despre ce este vorba și în ce condiții pot copiii să participe. Am început cu un număr de 6 ateliere. Acum avem peste 30 de ateliere. Cererea este foarte mare. De fiecare dată am încercat să îmbunătățim și să mărim această diversitate.
dacă ne gândim că este vorba de peste 1000 de copii care în fiecare săptămână vin la aceste ateliere. Acum am prelungit perioada de înscriere pentru că cererea este foarte mare. Cu încă săptămână. Asta este o mare bucurie și dacă vezi, dacă este acel compliment pe care ni-l fac părinții și copiii, pentru că sunt foarte interesați. Acel feedback și pe doresc, care l-așteptați. Sigur, doresc de fiecare dată, iată, să fie, să facă parte din ceea ce se cheamă stare de spirit aici la Opera Comică pentru copii. Pentru că îi apropiem de muzică, de dans, de marile titluri, creație, de mari compozitori, încă din vechi timpuri, să zicem, de la Bach, de la Mozart, de la Tchaikovsky, așa, până în zilele noastre. Ori este ceva, într-adevăr, extraordinar. Și singurele lucruri pe care noi le schimbăm în stagiunile noastre, pe care le-am probat, stagiunile de la Opera Comică pentru copii funcționează astfel. Sunt puse la vânzare cu o jumătate de an înainte și se respectă absolut la literă totul. Și atunci, părintele, spectatorii noștri au libertatea de a își alege și de a-și programa în așa fel din timp și știu că totul se respectă. Ori avem spectacole pentru copii, dar spectacole cu copii pentru copii. Și atunci, pornind de la ateliere, ei știu că de aici încolo, fie că vorbim de pictură, de sculptură, de regie, de dans, muzică. Vă dați seama, peste 36 de asemenea ateliere, ei, mai departe, pasul următor este pe scenă. Devin artiști. Artiști au posibilitatea, copiii, nu știu, care sunt talentați. Absolut. Și vedeți că au veleități în această zonă, au posibilitatea mai apoi să participe. Asta vă spun. Chiar și ei la spectacolele. Ei sunt în distribuția spectacolelor noastre. Spectacolele, de exemplu, de Madagascar, Sunetul Muzicii, The School of Rock, spectacolele de Flautul Fermecat, în care copiii fac parte din distribuție. Și multe alte spectacole. Da. Carmen, de Bizet, adică în majoritatea spectacolelor ei sunt și pe scenă, nu doar în sală. Și este, dacă vreți, complimentul cel mai frumos pe care ei ni-l adresează nouă. Sunt atât de atașați, atât de frumos să vină la Opera Comică pentru copii, fie că e vorba de spectacol, de ateliere. Voluntarii noștri, de asemenea, sunt copii care au responsabilități și vezi că se poartă extraordinar și își îndeplinesc toate îndatoririle. Spuneți-mi, cât durează să poți să produci un asemenea spectacol? Cât durează să vă pregătiți pentru un asemenea spectacol? Pentru că este o muncă uriașă în spate. Vă spuneam dumneavoastră că deja cu jumătate de an el se pune la vânzare. Vă dați seama cu cât timp trebuie să-l pregătiți. Cu un an, cel puțin cu un an înainte, noi știm ce se întâmplă ca distribuție, ca titluri, ca timp de repetiție și de spectacol. Se lucrează foarte mult, suntem profesioniști, este vorba în primul rând de a ridica spectacolele calitativ, de a fi cât mai bine reprezentați, pentru că, vedeți dumneavoastră, tableta, telefonul, spectacolul X, da, și mă duc pe Broadway, da, și văd și încep să fac comparații. Și atunci, spectacolul meu de la Opera Comică pentru copii, singura instituție de gen din lume, trebuie să fie egal sau să depășească. Ce a văzut așa el este despre aceste titluri ale noastre. De fiecare dată ne-am propus și am reușit să creștem calitatea spectacolelor din punct de vedere regie, scenografie, calitatea artiștilor. Și mai ales și în primul rând aș putea spune siguranța spectacolelor, pentru că se pot întâmpla multe, suntem oameni. Și atunci eu trebuie să am distribuții nenumărate și să nu mi se întâmple nici un fel de surpriză neplăcută, să fiu pregătită pentru orice situație. Așa. Și să trec peste ea cu succes. Ce pregătiți? Ce proiecte viitoare după această reușită? Da, în calitate de proiecte viitoare sunt foarte multe lucruri pe care le avem în lista noastră, despre care aș prefera să nu le divulgăm chiar așa pe toate. Dar putem spune pentru câteva, să zicem, luna viitoare, peste două luni,
Este vorba, în primul rând, de spectacolele de la Sala Mare de Spectacol, cu School of Rock, cu Răpirea din Serai, cu Fetița cu Chibrituri, apoi Sunetul Muzicii. Aceasta este ordinea următoarelor spectacole în Sala Mare, apoi în Salonul Mozart. În acest moment se desfășoară spectacole, urmând să vină la rând, să spunem, directorul de teatru de Mozart, apoi Magic Way, Petrică și Lupul, Viața lui Mozart. Toate sunt expuse la vânzare și oricine poate să își aleagă până la sfârșitul stagiunii ce spectacol dorește să vadă și mai ales în care sală, cu care distribuție și așa mai departe. Vă mulțumesc! Însă m-aș întoarce pentru o secundă la Noaptea Carnevalului, da, pentru că este momentul de acum și este foarte important și îmi pare rău că nu avem timp să vorbim mai mult despre asta, însă un lucru foarte fain este pentru că, vedeți, Noaptea Carnavalului de fapt îmbină toate artele cu putință. Nu este vorba doar despre muzică, doar despre opere sau mai știu eu ce moment muzical. Îmbină artele plastice, fashion-ul, de ce nu? Pentru că trăim într-o lume în care lucrurile astea contează. Și atunci trebuie să vorbim despre un lucru foarte important, căci noi am reușit performanța de a aduce o cea mai mare galerie de artă, cea mai complexă, în 18 metri pătrați mai exact. Este vorba de cel mai mare puzzle din lume, pe care o colegă de-a noastră, foarte exact, pasionat, foarte pasionată, cu echipa ei, Roxana, foarte pasionat a reușit să-l facă. A reușit în 560 de ore să completeze acest puzzle cu lucrări din, să zicem, din expozițiile din marile muzee ale lumii și din expoziții din colecții particulare. Ne putem gândi că suntem la Louvre, că suntem la Hermitage sau la Prado și că vom putea să încercăm experiența Mona Lisei, pe care, indiferent din ce colț o privești, ea te privește. Te privește la loc. Vorbim de 54.000 de piese puse în 18 metri. Da, este senzațional. Este impresionat în momentul în care veți intra, vă așteptăm, veți intra în foaierul Operei Comice. Primul lucru pe care o să-l vedeți este un imens puzzle, o imensă galerie de artă. Și tot aici există atelierele de creație, care după ce ai vizitat înainte sau după, sigur, urmează să copiii să își probeze și imaginația și această stare de spirit și de creativitate. Este într-adevăr un loc minunat, Opera Comică pentru copii, și unde altundeva se pot întâmpla unicate, cum este, iată, acest puzzle ce se află în foaierul Operei Comice pentru copii, singura instituție de gen din lume. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și vă mai aștept pe la noi. Vă mulțumim și noi. Noi vă așteptăm cu drag. Mulțumim din suflet. Connector s-a transformat în vânător de talente, iar azi, renumitul artist vine la Teo Show împreună cu unul dintre cei mai talentați băieți pe care i-a descoperit. Un adolescent de doar 15 ani care are un potențial fantastic. Mai multe însă o să descoperiți în direct. Iată și cu ce alte subiecte vă așteaptă Teo și Bursucu. Denisa Nechifor și Iana Novac, răspunsuri în orb. Frumoasele vedete sunt prietene de 6 ani, iar azi aflăm cât de bine se cunosc una pe cealaltă și ce le-a adus împreună. O cheamă Apollo, este o iguană de toată frumusețea, iar de 9 ani e animalul de companie perfect. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Cum e să trăiești în casă cu o reptilă care știe să-și folosească coada pe post de bici, ne povestește stăpâna ei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 12. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!